Deși festivalul de film din media și-a ajuns doar la a patra zi, părerile organizatorilor, dar și ale participanților cu privire la filme, dar și la desfășurarea evenimentului, sunt mulțumitoare. Sunt foarte mulțumit. Deci a fost afluxul de public mult mai mare decât mă așteptam. Scaunele au fost neîndestulătoare și trebuie să mă gândesc să mai achiziționez niște scaune, pentru că în mod cert și zilele următoare va fi mai mult public. S-a părut mai original decât altele, în sensul că este poate mai complex. Domnul Gabriel a vrut să extindă așa de la filmele foarte vechi din anii 20, chiar din filme de arhivă pe care realmente nu avem unde să le vedem în altă parte. Sunt filmele venite de la arhivele americane, care au reconstituit pelicule și pelicule mute. Faptul că au venit aici cu Eu când vreau să fluier, fluier, eu sunt foarte curioasă să văd care o să fie reacția publicului în momentul ăsta și mai ales reacția unui public numeros, pentru că proiecția se va face afară. E interesant de văzut care va fi reacția, câți vor sta până la sfârșit, dacă într-adevăr merge filmul atât de bine pe cât a mers, pentru că el nu are numai premiul Gopo, în funcție de care a fost ales de domnul Gabrea pentru această selecție a celor 7 filme din competiție, ci are și 2 premii extrem de importante la Berlin, între care un urs de argint, și în plus de asta este filmul cel mai vizionat de anul trecut. Prin urmare, toți cei care vor să urmărească filmul Eu când vreau să fluier, fluier, sunt așteptați la Dumbrăveni de la ora 20:30.